După ce în sezonul competițional precedent a evoluat pentru echipa de junior sub 18 ani a CSS-ului, Nikos Adiohos va avea prilejul în viitoarea stagiune să joace la categoria sa de vârstă. Fundașul clubului sportiv școlar se gândește și la echipa de seniori a orașului, care în momentul de față activează în al doilea eșalon valoric al baschetului românesc. Spunem despre echipa de seniori a Târgoviștei, deocamdată visezi să ajungi în primii 5 la echipa de seniori a clubului sportiv Târgoviște? Da, normal, toată lumea își dorește acest lucru, să joace în divizia A și îmi doresc să promoveze echipa de acum, care este în divizia B, să promoveze în divizia A și vom vedea. La lotul național veți fi angrenați în vreun campionat? Veți participa la preliminarii? Există vreo competiție oficială pentru voi, juniori? Nu, în vara asta nu există, s-ar putea vara viitoare, dar nu știu sigur. În vara asta este pentru copii născuți 95, campionatul european și este în desfășurare campionatul. Apropo de asta, tu fiind unul dintre cei mai buni jucători ai Târgoviștei în momentul de față, văd că ai un tricou cu Michael Jordan, așa ca echipe favorite, nu neapărat din NBA, din România, îți place vreo echipă foarte mult? Îmi place foarte mult Umo Bitelco din România și din NBA Miami Heat și nu știu, în general cam astea două. Nu prea mă uit foarte mult la meciuri, mai ales din România, pentru că nu prea am timp. De obicei sunt în timpul antrenamentelor și prefer să vin să mă antrenez decât să mă uit la meci.